fericile iubirii. Printre mărturisirile pe care și le-au făcut Antonia și Cristian sâmbătă seara se află și cele referitoare la Iaghici, copii. Sunt mai rece, mai înțelegătoare, mai nu sunt posesivă, nu sunt, știi, tocmai că am crescut cu două energii masculine. Am fost crescută de două energii masculine. Dar uite, eu îmi doresc familie și îmi doresc copii și la un moment dat sper să le am peste 3, 4, 5, 6 ani, cât o fi, știi? Dar tocmai de asta mi-am ales cumva și cariera asta, pentru că eu m-am gândit că în momentul în care o să am copii, o să vreau să stau acasă, deci eu o să fiu genul ăla de mamă, soție, cum vrei să o numești. Nu o să am, adică o să-mi las bărbatul să-și facă el filmul lui, să meargă la muncă. Vreau eu să stau mai mult cu copii și eu îmi doresc chestia asta, știi? Mm. Pentru că o să fiu genul ăla de mamă super mega implicată și super... Eu nu o să pot să-i las singur, nu o să pot să plec în vacanță fără ei, știi? Poate la un moment dat când se fac mai mari, dar cel puțin când sunt mici, nu o să pot să stau fără ei. O să fiu cam... o să fiu un pic... cam foarte protectoare cu ei. Și... eu mi-am imaginat așa mereu, că o să am un soț care e super obsedat de cariera lui și își face treaba lui și se pleacă de acasă, se duce și face filmul, lucrează, muncește, nu știu ce. Eu stau acasă copii, pictez, vând tablouri. Dar când o fi? Peste 3, 4, 5, 6 ani. Sper să nu fie mai mult de 10 ani, nu vreau la 40 de ani să am copii, nu vreau să fiu nici mamă în vârstă, știi? Sunt, dar măcar până în 35 multe, de ani... Multe, multe de făcut până acolo, multe. Mult. Știu, eu nu sunt, multe, acum multe. Momentan nu sunt pregătită de așa, probabil nu o să fiu pregătită nici peste un an, doi. Da, peste 3, 4, 5 ani, poate care reușesc lungă. Să-mi pun care bazele lungă. Și să fiu pregătită. E până... N-am nici 18 ani, totuși. Viitor depărtat așa. Păi este adevărul. Cât de depărtat? Destul de depărtat. Și trebuie să ai tu, în primul rând, pe planul tău personal, să fii stabil, financiar, carieră, dar și să fii tu ok tot, ca tot, om, tot. Păi, nu să ai zic, chestii toxice în caracter vină și să la cap, vină copilul și să arunci pe toate chestiile negative din personalitatea ta, știi? Nu, e o treabă serioasă și nu e o treabă de glumă și e ceva care trebuie făcut serios. Dar eu îmi doresc foarte mult, adică, nu știu, eu văd o fericire incredibilă în chestia asta, cel puțin, nu știu, pentru mine e. Pentru că știi, da, te distrezi, călătorești, îți cumperi chestii, faci aia, faci aia, faci aia, dar la un moment dat ți se ia și la un moment dat vrei și tu să... ai ceva al tău, vreau și eu gen... Păi am ceva al meu, nu vezi, uite, e lângă mine. Și tu ai ceva al tău pe mine. Vreau să am... Asta da, e o chestie de da, femeie, baby, pe care tu n-ai cum să o înțelegi ca bărbat. Vrei oricum peste an de zile. Da, să... da. Și atunci ce... Dar vreau să-l aud cum râde prin casă. Vreau să... îl văd cum vine fericit acasă, cum îmi spune, mami, uite ce am făcut, îmi dat gol azi, m-a felicitat antrenorul, am făcut aia, mami, uite, îmi doresc, nu știu ce, Adidas de 20 de milioane, că așa o să fie filmul, știu deja. Da, hai să mergem să-ți iau, hai să fim cu picioare pe pământ, așa cum am vorbit, că de vrut, toată lumea vrea. Crede-mă, e o fericire pe care nu o găsești în nimic, în niciun distracție, niciun dans, nicio pasiune, nicio, absolut nimic. E ceva atât de diferit sentimentul ăla. Să-l auzi cum râde și să te uiți în ochii lui inocenți. Nu știu, e ceva foarte special. Și ți-am zis, vreau să-l aud cum coboară de la etaj și alergă pe scări și râde și te pune la masă. Cum râzi și cum... Da, poate merge și combinația asta, că ai zis că mă las să-mi văd treaba mea și să-mi fac... Eu ți-am zis că asta. Cariera mea. Eu mi-am făcut filmul ăsta de mult, de ani de zile. Și să-mi fac tot ce vreau eu. Păi, eu de asta vreau, pentru că vreau eu să fiu mai implicată în viața lui. Te-ai gândit, stai așa, mă, cum să-i zic lui ăsta? Nu, jur, n-are nicio legătură. Nu, eu am scop mereu. Cum să-l iau, cum să-l
Jur, jur, eu m-am gândit la lucrurile astea an de zile înainte. Ah, deci de an de zile? Ah, mai stăm, an de zile mai stăm. Eu mă gândesc de 3-4 ani la chestia asta. Se mai stă atunci. Jur. Se mai stă. Nu, ascultă-mă, motivele sunt următoarele. În primul rând, eu am zis că tatăl copilului meu o să fie un bărbat alfa de carieră, care o să aibă treaba lui și filmul lui, în primul rând. În al doilea rând, vreau să fiu eu mai implicată în creșterea lui decât bărbatul. Da. Că vreau eu să fiu acolo, ce să iau eu mai mult deciziile, să fiu eu mai pozitiv un pic pe treaba asta. Da. Și asta în principal, că vreau să mă iubească pe mine mai mult. Că să-i seama că el ce dacă facem? Mergem acum? Numai cu facem mine? Acum un copil? Nu acum. Dar ți-am zis de ce. Pentru că vreau eu să fiu mai implicată în viața mea. Vreau să mă iubească pe mine mai mult. Eu nu știu dacă mai sunt eu copil sau nu. Da, uite, ia-mă pe mine. Un copil cam mare. Copilărim împreună. Vreți copilărim noi doi? Nu ți-ai de ajuns? Mai vrei un... Marinescu junior? Care... După ce poate e mai înalt ca tine. Da? Amuzant-o! Te-ai optica dacă ai avea un băiat mai înalt ca tine? Cred că da. Da! Cum să fie? Dar știi că m-am gândit la asta? Stăteam și mă gândeam, mamă, dacă băiatul meu să fie mai înalt ca mine, eu înnebunesc. Fii mi mai înalt ca mine? Du-te la mătă, hai! Asta o să fie vorba mea preferată. Capricile iubirii. Da, e de râs, nu? A încercat să fugă de vreo 3 ori acum. Lasă că a încercat să fugă de vreo 3 ori, dar aveți niște viziuni despre ce urmează și despre viața voastră de familie și despre copii care... Doamna Daniela, au vreo legătură cu realitatea? Nu, ce-i drept, la 28, eu, 29, soțul, l-am avut pe Cristian și pe urmă la 10 ani a venit Maria, deci 38-39. La Cristian, într-adevăr, m-am implicat eu mult mai mult pentru că era momentul carierei soțului meu și pe urmă, culmea, cu fiica, s-a implicat el pentru că și-a dat seama că a pierdut momentele importante din copilăria lui. Ei, și mai e o chestie, tații că ar fi cu fetele și mamele cu băieții și atunci probabil dar, că... În ăștia 10 ani ne-am dorit al doilea copil și uite că a venit după 10 ani, așa că... Sănătoși să fie și să vă bucurați. Da. Hai să auzim. Cât de tare au bătut câmpii, domnul Eduard Puiu? Antonia nu prea vrea pe acasă pe tatăl copilului să fie de carieră, să se ducă, să stea ea, pace ea, el să se ducă, să vină acasă. Dar știe despre ce vorbește? Nu știu dacă... Dar e frumoasă chestia asta. Adică eu când întâlnesc câte o particularitate de genul ăsta, mie îmi place. Să se ducă, fac eu, să asculte copiii, să mă iubească pe mine și să vină el după aia, după ce e treaba făcută, gata. Da, și mai amuzant era ceea ce se spunea fără cuvinte, expresiile lui Cristian, care când auzi că vrea copii în 3 ani, 4, 5... Doamna Paula, ați văzut ochii de mea și din am văzut! Ai zis, mamă, acum am văzut și eu și să fi... Și problema... Lasă că la sfârșit întrebai dacă vreți să faceți un copil în seara. Da, adică... Și problema mai și alta. Antonia vrea să, ca băiatul ei să fie și mai înalt decât mine. Acum, mie nu-mi plac oamenii care sunt mai înalți decât mine. De ce? Că nu în principiu... În principiu, să știi că e media. Se cam întâmplă treaba asta. Nu știu, eu am auzit că e media dintre mami și tati pe înălțime. Poate să fie mai înalt decât Antonia, dar nu știu dacă... Doar să fie ceva așa extraordinar. Ce, tu ești mai înalt decât tatăl tău? Mereu mă pun lângă tata și acum la 26 de ani și mă măsor cu el și ce stai liniștit, doar m-am cocoșeasă, mai înalt ca tine și e mai înalt ca mine, ce credeți, cu vreo 2 cm, cam așa, da. Da, la 26 de ani nu prea mai ai șanse să crești, dar poți să faci niște elongații și poate îți îndrepți și spatele și poate mai și crești vreo 2 cm. Eu voiam să întreb care e ordinea, nuntă în casa mireasa și după... Ordinea nici noi nu știm, Andreea. S-au trimit acum pe cineva să ia un test de sarcină, adică lăsați ca să știm. O putință deschisă, că înseamnă că e ceva nou, dacă până acum amândoi spuneați nu ne căsătorim, nu, eu nu-mi doresc, eu nu vreau, și Antonia și nu ne facem un plan,
Acolo am fost un pic, bineînțeles, Antonia a spus, am fost un pic visitor, ea a spus ceea ce își dorește, eu am tăcut că așa trebuie să tac și să ascult, e normal, și nu știu, suntem deschiși tuturor posibilităților și la orice. Dar ești pregătit să ai un copil? Da, gândește, conștientizează chestia asta, știi? Când, doar o conștientizez atunci. Nu mai dau răspunsul. Am zis că el este un copil. Dar voi credeți că există vreun om pe lumea asta care a fost vreodată pregătit cu adevărat să aibă un copil? Nu. Dar este un lucru rău că am zis că mi-aș dori să fiu eu mai implicată în creșterea lui. N-ai de unde să știi. Vorbeai de parcă ai avea deja un copil. Da, știa exact cum o să reacționeze, ce o să facă. Dar puneți problema și altfel. Și uite, la asta poate să-ți răspundă Eduard. Gândește-te că dacă unul dintre părinți e mai puțin implicat în creșterea copilului, copilul o să tânjească mai mult după părintele care nu este atât de prezent în viața copilului și atunci, cu toate că tu îi vei oferi dragostea, te va aprecia, te va iubi, dar va tânji întotdeauna în partea ailaltă. Care credeam că ar fi total invers. Nu e o idee bună. Ia zi, Eduard, greșesc? Copiii până la 6 ani, 7, când trec în următoarea etapă, deci în perioada asta foarte mică, au 3 nevoi de bază. Atenție, afecțiune și siguranță. Ceea ce nouă ne este imposibil să ne întoarcem la creierașele unui copil de 3 ani, de 2 ani, noi nu mai putem să facem exercițiul ăsta niciodată. Avem prea multe rețele de neuroni ca să ne întoarcem acolo. El nu înțelege ce înseamnă cuplu, mamă, tată. El vede două persoane care au grijă de el. Unul ia în brațe, îl hrănește, celălalt îl plimbă prin parc. În momentul în care dispare din peisaj, așa cum zice Antonia într-un mod copilăresc, dar e de înțeles, adică nu o judecă nimeni, copilul simte că nu mai e stâlpul în egală măsură, deci un stâlp lipsește și poate să-i creeze niște răni de abandon, de respingere, de ce vreți voi. Chiar deci, când este atât de mic? Da, în special când este atât de mic. Pentru că el e doar pe bază de percepție atunci. Nu are filtrele rațiunii dezvoltate să înțeleagă. Tatăl se duce la muncă și face bani. He, te fleșc. De unde să știe la 2 ani ce înseamnă bani, ce înseamnă sacrificii? Nu, vă spun eu, zic, dacă le spun alor mele că nu avem bani pentru ceva, îmi spun, ba da, ai pe card. Da. Ai cardul. Deci în perioada mică este esențial să fie prezenți, să fie atenți, să se joace cu copilul, vine acasă, îl pupă 2-3 minute și a făcut treaba și ia telecomanda sau face alte treburi în gospodărie. Nu e de ajuns. Chiar dacă ești afectuos, trebuie să fii și atent, adică să te joci cu el, să dai, să-i dai ceea ce își dorește, să, bineînțeles, cu anumite limite. Deci de asta spun că echilibrul ăsta între aportul mamei și a tatălui este esențial, în special în perioada mică, 3, 4, 5 ani. Iar eu, din experiența mea, pot să vă spun doar atât, că lucrurile erau vădit așa, adică soțul meu se ocupa de partea de entertainment, adică se jucau, se așa și când aveau nevoie de mâncare și de nănuță, eu eram copanul și pernuța. Și atunci, adică foarte clar și diferențiată toată situația. Așa că nu știu ce să zic. Tu poți să încerci acum, poate ești tu mai cu moț în frunte. Da, eu scenariile astea mi le-am făcut de mulți ani în minte. Doamne, Antonia, știi câte scenarii mi-am făcut și eu? Și dacă o întreb pe Paula, probabil că și ea și-a făcut cine știe ce scenariu înainte să aibă copilul. Dar știi ce e posibil la un cuplu ca al lor? E posibil așa, niciodată nu se potrivește socoteala din târg. Am văzut foarte mulți tați care ziceau o să fiu, o să fac și n-au reușit. Pur și simplu când te trezești cu el în brațe, nu te pricepi, nu știi ce să faci. Și nu vine cu manual de instrucțiuni. Da. Și e posibil ca tu, pe un model al mamei, să fii restrictivă, să fii drastică și el să fie leșinat. Exact. Înțelegi? Să fie exact invers față de cum v-ați programat. M-am întâlnit ieri cu Laura Cosoi, care este însărcinată cu al 4-lea copil. Wow. Și îmi zicea, cu 3 e perfect, nu știu cum o să fie cu al 4-lea. Adică n-ai răspunsuri. Că n-ai de unde să știi, ține de caracterul copilului, ține de doarme, nu doarme, are colici, n-are colici, fiecare copil este diferit. Dar baftă că poate ție o să-ți iasă așa cum vrei.